găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi. Iată-ne în ultima zi de campanie electorală la TV. Unii respiră ușurați, alții zic bine că s-a terminat, alții ar mai fi vrut, probabil, pentru că poate abia au început să câștige teren și electorat. Dar asta e, timpul trece și nu trece întotdeauna în favoarea noastră. Îl avem ca invitat astăzi în studioul Capital TV pe domnul Mircea Ioan Moloț, candidat din partea ALDE Hunedoara pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Bună ziua, domnule Moloț! Bun venit în studioul Capital TV! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și aș vrea să fac o precizare. Sunt candidat într-adevăr al ALDE pentru funcția de președinte, dar sunt și deschizător de linie de listă la consilier județean. Deci pe lista consilierilor Da. județeni. Și ne găsește publicul alegător pe poziția 3, și la președinte și la consiliul județean. E bună poziția asta a 3 pe buletinul de vot? A, mie nu-mi place, mie îmi place numai poziția 1. Am înțeles. Dar Mă asta gândeam că este, pune la altă a poziție, fost o tragere la sorți, da. așa că nu te poți supăra. Asta ți-e norocul. Am titrat acolo, mă rog, cel mai lung mandat la Consiliul Județean Hunedoara și spuneam în deschiderea emisiunii că timpul nu trece în favoarea noastră. În favoarea cui a trecut timpul pentru județul Hunedoara? A trecut în E favoarea greu de lui. spus. Până la urmă, timpul, dacă trece și nu trece cu folos, e în defavoarea tuturor, indiferent ce vârstă ai. Dar în special a unora care se apropie sau trece de la vârsta a doua, vârsta a treia, care nu mai prea au timp de așteptat și vor să aibă cât mai multe, să vadă și să trăiască cât mai multe realizări. În campania asta am fost prin multe localități și mi-a adus aminte cineva spunându-mi că, uite, drumul pe care circulăm este asfaltat în perioada cât erați dumneavoastră președinte, ne-a scos din noroi și din grupul pe care l-am găsit, fiindcă era într-o duminică după masă, îmi spune, zice, am avut concetățeni în vârstă care s-au plecat și l-au pipăit asfaltul, spunând că nu credeau că li se întâmplă și acest lucru în viață. De aceea cred că fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, fiindcă nimeni, indiferent ce vârstă are, nu are timp de așteptat. Și trece timpul repede. Până la urmă, nici chiar copiii care merg pentru prima dată la grădiniță, dacă n-au o grădiniță confortabilă și cu ce să se joace și ce material didactic să-l folosească educatoarea, și pentru ei perioada de grupă mică trece foarte repede, de grupă mijlocie la fel. Deci toate perioadele trec rapid și de aceea nu trebuie nici una sacrificată sau nici una să nu ai niște realizări pertinente. Da. Dar a spus o chestie interesantă, mi s-a părut că ați spus că, de fapt, nu mi s-a părut, chiar ați spus că s-a plecat cineva și a pipăit asfaltul. Da, și nu l-am. Eu am văzut și Ce mai oameni. văzut Eu în am viața văzut. lui sau cum? Da. Și nu într-un sat prin munți sau pe undeva. E vorba de Ocolișul Mic, de exemplu. Sat care. Eu îi spun mereu. Am avut avantajul că, umblând mult prin județ, în momentul în care am ajuns președintele județului, am putut să-mi dau seama și să realizez locurile în care trebuie intervenit rapid. Erau câteva localități, și nu puține, care aveau un pământ destul de argilos și în momentul în care ploua, nu mai puteai circula decât doar cu tractorul, și eu am pățit acest lucru. Ei, vă dați seama, în momentul în care de la
a merge pe jos cu cizmele încărcate de noroi, de lutul ăla galben și a te duce în pantof, chiar dacă plouă, e o mare diferență de confort în primul rând. Mi se spune din regie, înainte de a fi regizor de emisie, cel care e la butoane acum a fost operator de imagine și îmi spune că o bătrânică chiar l-a pupat, nu mai știu în ce sat, în pădure. Da, exact. Deci, și am întrebat-o, asta când filmai, pot să-mi spun. Am întrebat-o ce face și am crezut că a căzut. Că urca puțin de aia și s-a plecat și a zis, maică, nu, n-am căzut. Zice, am pupat asfaltul că n-am crezut că mi se întâmplă trei lucruri în viața mea. Care? Vă aduceți aminte de ea? Da, mi-aduc aminte perfect de ea și am niște, și o să vă mai povestesc, chiar dacă mă repet, cred că am mai spus-o cu unul care umbla în cizme, fiecare mai are prin sat câte unul care de dimineață, da, în loc să bea apă, bea țuică și se plimbă prin sat, după aceea și bârfește. Ei, dar cu această femeie, cred că avea peste 80 de ani, ceva de genul ăsta, îmi spunea, zice, n-am crezut că mi se întâmplă trei lucruri. Care? Că moare Ceaușescu înaintea mea. Că nu o să mai car apă, fiindcă înainte de asfaltare l-am introdus apa și cărau apă de undeva din vale și vă dați seama, toată viața ei o cărat în spate sau ba cu măgari, ba cu sacaua. Sacaua, corect. Și să mai car apă din vale și o am la robinet acum în casă. Și că am voi circula pe asfalt. Și în altă parte, eu obișnuiam că în momentul în care aveam niște investiții să le verific, nu să le verific, să văd cum merge, pentru că eu sunt profesor de matematică, vă dați seama, aveam diriginte de șantier care se înțelegea, nu eu eram cel, dar vedeam cum progresa și realizai dacă asfaltul ăla trebuie să fie de 3 degete, nu știu câți centimetri și dacă e prea subțir, întrebai, bă, ce proiectul... Aici? Așa și într-o localitate, iarăși așa de munte, era, cred că era pe la 10, ceva de genul ăsta, într-o zi de mai urma să dăm drumul la asfaltare și m-am dus să văd cum e pregătit terenul și... ploase înainte și când am coborât, am stat de vorbă cu oamenii erau în cizme cum era de obicei la țară și venea pe drum cetățeanul turmentat. Și zice către mine, ce faci, bă? Bă, zic, uite, vreau să vă asfaltez și drumul ăsta că... Dar vă cunoșteați? Da, ne știam, adică știa cine sunt, da. Că eu nu știu cum îl cheamă nici acum, nici nu l-am întrebat. Pentru mine a rămas și m-am întâlnit de multe ori cu el în localitatea respectivă, dar totdeauna l-am găsit în formă de cetățean turmentat. Sigur, așa. Nu foarte tare, dar era așa că poate asta bine era dispus. Starea, era bine dispus și... Ah, dă cu mâna, zice ca voi, am găzut destui și pleacă mai departe. După vreo 3 luni de zile m-am reîntors acolo să văd, m-am întâlnit că de vizitat, am vizitat de multe ori lucrarea, dar... A unde era asta? Într-o localitate, că acum nici nu vreau să spun că... Poate... să știe cu cetățean, da. Dar a fost tare, tare simpatic și de data asta era... iulie, ceva de genul ăsta, august, soare, frumos, am prins și o vreme frumoasă și eram aproape în capătul satului unde se finaliza lucrarea. După aceea am mai continuat încă un metru, un kilometru jumate din afara localității respective. Și îmi spune, na mă, ce ai realizat? Că ai făcut asfaltul. Rețineți, când m-am întâlnit atunci cu el prima dată, era în cizme, că ploua și era plină de noroi. Acum era în șlapi. Și a zis, bă,
te-am scos din cizme și te-am pus în șlapi. Că dacă și astăzi ploua, tu tot cu șlap veneai, că nu te murdăreai. Nu, nu era da, deja asfaltul. Da, da, am înțeles. Stă să uită la mine, da, bă, tu ai dreptate. Și pleacă mai departe. Da, deci sunt... Un fel de celentanu al satului. S-au întâmplat asemenea lucruri. Dar eu consider că asta este menirea președintului de Consiliu Județean, acolo unde sunt drumuri județene și sunt într-o situație degradată, trebuie să acționez și oamenii ăia sunt și ei, chiar dacă sunt puțini, dar sunt oameni care plătesc impozite și merită o viață demnă de secolul 21. Nu, am mai discutat despre asta în emisiunea cu noastră. Mi-ați avut un dat cuponul de pensie și un proces verbal. Nu știu, ați mai făcut chestia asta la vreo televiziune? Nu cred. Cred că m-am mai întrebat cineva da? Și... Așa. Ați făcut un film, sau s-a făcut un film, de curând, cu averea dumneavoastră colosală. Toată lumea era curioasă de averea lui Moloț. Ce puteți să-mi spuneți despre filmulețul ăsta și despre impactul pe care l-a avut? Domnul Simeon, de-a lungul timpului am auzit foarte multe povești despre Moloț, familia Moloț, cât de bogat sau cât de sărac este Moloț, cum s-au ridicat metri cubi de la mine de acasă, metri cubi de bani. De bani. Dacă spuneau metri cub de panglici, le dau dreptate, fiindcă am într-adevăr metru cub de panglici tricolore care însemna realizările implementării unor proiecte în perioada cât am fost președinte. Știți bine că de prin 90 am început să fiu numit mogul. Da. Că am avut sau am ziar sau film, familia mea, fie televiziune și așa mai departe. Și oi, ce ați mai avut? Bun, să rămânem la televiziune. Așa. Bun, am oi, nu știu, de măgari. Dar să știți că am și... Are oi, mogul are da, și măgari am avut destui. Da, și... mai ales prin preajma dumneavoastră. Mai am ceva. și... Dar cu pe bune. Deci... Mi-a plăcut și chiar vreau să achiziționez încă vreo 2-3 măgari, fiindcă în mintea mea turismul este baza care familia Moloț trăiește în urma turismului și a turismului, fiindcă avem o fermă de animale. La Mogul mai sunteți? Da. Da. Depinde ce înțelegi, sunt proprietari de ceva mass media. Dar dacă asta îi place lumii să spună mogul... Înseamnă că și eu sunt mogul, dacă stau să mă gândesc bine. Păi, cam toți sunteți, care avem dar... ceva în media, toți sunteți mogul, mogul, toți suntem mogul, care dacă avem un ziar și iasă în 10 exemplare... Este mogul. E mogul. Bun. Și cum aveam ca și mogul... Mulți, să vorbim ca între noi moguli. Când să vorbim între noi moguli, aveam mulți ziariști, oameni de televiziune, care mereu îmi spuneau, domnul Moloț, haideți, domnule, să arătați satul ăla care l-ați cumpărat, haideți să vă arătați vilele de la Săcărâm care le aveți. Și am zis, domnule, care e problema? De ce trebuie să mă duc eu să-mi arăt... averea, cu ghilimelele de rigoare, fiindcă pe mine nu mă interesează nici vecinul cum și-a făcut casa, nici altul care merg mult prin județul ăsta și văd niște vile, dar nu m-a interesat foarte bine, oamenii au muncit. Dar intrând din nou în campanie electorală, s-au întețit mult ideea asta de ce bogat e și cât de hoț este... Hoțule, hoț, bogatule... De toate. Și toate alea, da, așa. Fac o paranteză, când am intrat în politică, i-am spus soției și
Alexandra, pe vremea aceea, fetița mea, acum, era mică, acum sunt bunic datorită ei, îi spuneam, dacă intru în politică, se întâmpla în anul 2000, veți afla despre mine lucruri pe care nu cred că mi le-am putut imagina că le-aș putea face, de cum să le și fi făcut. De la hoț, bețiv, de toate, dacă acceptați și a zis, domnule, noi știm cine ești, știm ce suntem, dacă vrei să faci chestia asta, noi suntem alături. Și de 20 de ani familia mi-e alături de mine vis-a-vis de omul politic Moloț. Dar revin acum, cineva iarăși m-a... a zis, domnule, chiar nu înțelegeți că pe lume interesează și am mers ideea asta că ați cumpărat un sat întreg. Da, și eu știam. Și a zis, bine domnule, haideți să o facem. Și am prins o zi, acum vreo 10-12 zile, frumoasă, și a zis, gata, am plecat astăzi să filmăm tot satul ăla și toată, tot ce are familia Moloț, fiindcă nu este a mea, este a unei societăți, dar acționar fiind Alexandra și cum toți stăm în aceeași... Rămâim tot în familie. Suntem în familie. Ați fi ipocrit să spun, doamne, eu mă detașez. Nu, fiindcă mea, eu nu mănânc. Dar acționar 100% este Alexandra, familia ei, deci doar eu sunt acceptat acolo, mai ales că... Mai primiți și noastră câte o farfurie cu ciorbă. Poftim? Zic, mai primiți și noastră câte o farfurie cu ciorbă. Glumesc. Mă, adică sunteți acceptat. Sunteți membru al familiei, nu că sunteți acceptat. Am, înțelegeți nota de... Am înțeles. Sunt acceptat acolo, mai ales că avem și cai și e plăcerea mea. Eu m-am născut vorba aceea cu cai în curte și jucăria mea erau calul și biciu. Adică cal, luam un băț de un metru, metru jumătate, îl făceam frumos, îl băgam între picioare, alergam și cu altă bâtă dădeam în el că îl călăream. Asta era jucăria mea la, la 5, 6, 7 ani, că n-aveam posibilități sau nu existau jucăriile care sunt acum pentru copii. Și am decis să mergem în Merișor, am fost primată și am atacat și Merișorul și vilele de la Săcărâmb. Nu mi-am imaginat că în 4 zile, aproape, deci ca impact au fost peste 60.000 de oameni, iar ca vizualizări au fost peste 42.000 de vizualizări, deci atâta lume interesat. M-am bucurat că am cedat acestei presiuni care mi se face de mulți ani de zile. S-a văzut că satul ăla are vreo 10 case, e de fapt un cătun părăsit, mai sunt 4 familii care stau acolo, 2 sunt compacte, soț-soție, toate peste 70 și de ani, nu știu cu exactitate, 74-75, dar ceva de genul ăsta, și 2 femei separate, amândouă peste 73 de ani. Ei, acolo, Moloț a cumpărat, într-adevăr, 2 case. Într-una avem ferma și am arătat-o cum este și chiar am nimerit într-o zi unde erau burieni, adică nu era nici măcar curățenie, era o chestie normală, fiindcă acum ne-am maxat unii pe modificarea grajdului care era din, sau este din scândură, și alții împărțiți crosau fânul și adunau numai de burienele din curte, n-aveam timp să ne ocupăm, iar eu eram în campanie electorală. Așa. Deci asta este averea și îi invit pe cei care să caute pe pagina Mircea Ioan Moloț și să vadă ce avere are firma sau familia Moloț în satul Merișor. Deci, repet,
am cumpărat într-adevăr două case, avem și ceva teren, îmi scrie unul pe Facebook, ce bă, ai 3300 de hectare de teren. Cred că nu avem noțiunea unui hectar și ce înseamnă 3300 de hectare. Hectare n-aveți, de fapt. Vreo 90 și ceva de hectare de teren. E ceva agric. Este, sigur. Și îl munciți, îl lucrați sau sunt fânețe? Da, e, o parte e pășune, o parte e fânață. Dar fiindcă eram convins că lumea interesată și spune bă, cât a furat Molos ca să cumpere hectarele astea de teren, am făcut următorul lucru. Acum 15 ani când le-am cumpărat. Asta am mers la... Întreb, că poate o să te întrebe și atitudine, dar de unde ați avut bani să le cumpere? Da, uite, vă spun acum. Și dacă cineva interesat are telefonul meu, că e telefon public, vine la mine și sub cuvânt de onoare. Mă duc cu el, nu dau numele băncii, că nu știu dacă am voie, mă duc cu el la bancă și îi rog pe cei de la bancă, dacă nu eu la firmă, există un contract. Am făcut contract de la o bancă, am luat 1 miliard, adică 100.000 de lei. Atât au costat alea? Tot ce este acolo, 1 miliard. Așa puțin? Da, domnule, fiindcă a fost teren... Deci n-a cumpărat nimeni, erau, nu înțeles, nu erau nimeni spin. Era, da. Da? Nimeni, lumea cumpăra în Deva, cumpăra aici. Nu, eu am cumpărat acolo unde nu era nimeni, mai erau 4 familii, v-am spus, 2 femei peste 73 de ani și 2 familii compacte, soț-soție, peste, cred că au peste 75 de ani. Da? Și toate animalele care erau, erau vreo 4 vaci. Și am cumpărat noi și ce am făcut? De la familiile care le-am cumpărat cele 2 case sau bucăți de teren și să nu vă imaginați că cele 90 de hectare de teren e o masă una lângă alta. Și una lângă alta. Sunt 20-30 de arii. Am făcut niște... aranjamente cu cei care mai au teren pe acolo și am zis, mă, uite, îți dau acolo, dăm aici, hai să facem măcar 1 hectar, faci și tu, fac și eu chestia asta. Și toate familiile care au, de la care am cumpărat teren, i-am spus, cumpărăm cu o singură condiție. Contract la notar. Păi, normal. Contract la notar, dar n-aveau succesiunea. Pe hârtiile care le aveau, pe declarațiile de care bunicii, le dădeau, pe registrul agricol care era la comuna Cerbăl și mergeți la bancă, vă deschideți cont la banca X la care eu aveam banii și făceam transferul în aceeași zi cu banii. Ca să nu existe nici un... Deci v-ați gândit la momentul ăla că... E normal. La funcția care o aveam, deși eram la început, că eram în 2005, deja aveam un an de când eram președinte, mă așteptam la tot felul de răutăți sau oameni de bine care... Bă, de unde are? De acolo. Din împrumut. Și am scăpat de împrumutul ăsta anul trecut sau acum 2 ani în toamnă. A fost pentru prima dată când eu ca și la început am fost eu acționar în 90 când a făcut firma Sigma, fiindcă eu sunt sunt privat din aprilie mai 90. Nu de ieri. De alaltă ieri sau că am ajuns acolo și am făcut firmă. Nu. Eu plătesc impozite la statul român din această firmă de 30 de ani. Am înțeles. Bun. Și acum, să revenim la oile noastre. Dacă aveți, cu plăcere. Nu, eu, din păcate, nu mai am niciuna. Și nu am, nu că nu mi-ar fi plăcut să am și că m-ar fi deranjat să spună, pe mine mă deranjează că n-am avut niciodată atâtea câte se vehiculează. Dar problema oamenilor care le îngrijesc, adică acelor zis ciobani, este acută. Nu-i găsești.
Deși am înțeles că un cioban câștigă destul de bine. Câștigă destul de bine, are și o muncă care toată ziua plouă, ninge, ești ocupat, dar nu se mai găsesc. Și atunci am renunțat și treptat am trecut pe o fermă de vaci, de animale de carne, repet, de atâtea ori, pe unde am ocazia, am fost prima familie care am adus Angusul în județul Hunedoara. Angusul fiind o rasă de... De carne. De carne. Numai și numai de carne. Am înțeles. Domnule, haideți să revenim acum la campania electorală, care iată se apropie de final. Cum ați califica-o din ce ați văzut până acum, din ce ați simțit până acum? Dacă, pentru că dacă nu acolo mi-ar fi... scrie că ați avut cel mai lung mandat la Consiliul Județean Hunedoara. Sunteți unul dintre cei mai, încerc să găsesc un termen ca să nu fie nici peorativ, nici jignitor, sunteți unul dintre cei mai longevi președinte. Nu, asta vreau să spun. Vreau să spun că unul dintre cei mai, unși cu toate alifiile politicieni din județul Hunedoara. Vă înșelați. Eu cred că pot să fie unși și alții care nu sunt pe funcție. Nu la modul acela. A. Nu la modul acela. Deci cunosc administrație, cunosc toate manevrele politice, cred eu, care se fac. Sau aș putea spune din nou, folosind un termen mai puțin academic, una dintre cele mai bătrâne vulpi în politica hunedoreană. Nici asta nu sună între ei. Știți cum este... Eu nu mă consider... Acum, nu vulpe. Nu, vulpe e și reată și nu știu vulpe ce. Bătrână. Dacă depinde cum păi, o luați expresia. Ca asta vulpe bătrână și jigărită, una chiar nu mă simt așa. Nu e așa, expresia nu duce la asta, nu asta înțelege. Păi atunci dacă ați fi spus una, o vulpe... Și fără să mai adăugați... Acolo mergea și rată și era interpretabil altfel. Este un pleonas, nu o să spui la vulpe că este și rată. Exact. Da. Deci sunteți un... Hai să o luăm totuși pe asta cu deci cel mai sunt longeviv. Deci sunt da? un politician, mă consider un politician la nivelul județului Hunedoara, deși am avut funcție și am și acum la nivel de și țară. Atunci, din calitatea asta, cum ați văzut campania asta electorală? Dacă până în săptămâna asta și mă așteptam la așa ceva, mi s-a părut o campanie în care lumea chiar a încercat să-și pună proiectele, să-și arate cu ce zestre vrea să vină la un consiliu, indiferent sau la o primărie sau un consiliu județean. Au apărut în schimb și aici am zis, domnule, n-am progresat deloc față de anii 90. Au apărut ziarele printate, că până acum ne băteam în online, printate în care... Da, sunt asumate ziarele. Poftiți? Sunt asumate. Adică sunt alea cu comandat de număr de tiraj, scrie pe ele. Sau sunt din astea fantomă? Nu, sunt fantomă. Nu. Sunt și. Cele care sunt asumate, sunt cu proiecte, însumate cam tot ce s-a făcut în campania asta electorală, tot ce se vrea să se facă de fiecare, și le-am citit cu atenție, e adevărat că niciunul n-a spus că le fac în primul meu mandat. Cred că s-au orientat unii dintre ei pentru 10 mandate. E greu de crezut că vei putea să-ți atingi această dorință. Dar au apărut aceste ziare care apar întotdeauna în ultima săptămână din campania electorală, care au murdărit tot ce s-a făcut bine și frumos până acum. Jigniri la o adresă, la persoană. Ori dacă spui despre unul sau despre altul și se vede clar, sunt două tipuri de ziare. Unul care făcute de cele două partide mari, că ele își
pot permite acest lucru și cred că s-au făcut în multe, multe, multe mii de exemplare. Dacă le găsesc în cutia poștală, ce înseamnă că nu m-au ales doar pe mine. Cineva a făcut mai mult de ceva în perioada asta. Au făcut multe, multe ziare, ca să nu pronunț, deși știu că mi s-a oferit și mie. Nu vreți să faceți? Nu vreau să fac, n-am nici posibilitatea financiară, nu vreau să... Ce am avut de spus? Am spus și eu, am făcut două flyere. Unul într-o scrisoare așa care... locuitorilor, și în spate echipa mea și pe o jumate de flyer. Ce vreau să fac eu? Fiindcă să spui că vrei să asfaltezi 3 km de drum, este în fișa postului. Corect. Că vrei să ajuți școlile, este în fișa postului. Că vrei să ajuți sistemul sanitar, este în fișa postului. Sau obligația morală, deși nu scrie la președinte de Consiliu Județean că trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să... Păi nu, dar asta e ca și când, nu știu, angajezi un electrician și el zice, dacă mă angajați, eu da. Fac siguranță, deci, instalația electrică... Deci, altceva ce vrei să faci? Nu torni betoane, exact. Tu, nu? Îmi place ceea ce știm. Ei, acum în această perioadă, parcă suntem bătuți noi de Dumnezeu românii să ne săpăm noi de la temelie ca să dărâmăm tot ce s-a făcut. De aceea, populația nu mai are încredere în politicieni, de aceea suntem înjurați și suntem băgați toți în aceeași oală și mestecați și vom vedea cine iasă. Deci, sunt decepționat. N-am atacat pe nimeni. De câte ori fac sau am fost în campanie electorală să-i pronunț numele cu obsesie o lună sau și înainte, ăla este așa și așa, am arătat ce vreau să fac eu întotdeauna, ceea ce înseamnă că cel care a fost înaintea mea n-a făcut. Că dacă făcea el pixul ăsta, eu spuneam, domnule, nu mai fac pixul, fac paharul, că paharul ne trebuie și el nu este făcut. Deci, pe de o parte, mă bucur că se termină, fiindcă jignirile care se aduc nu te afectează numai pe tine ca persoană. Ai o familie, ai prieteni, ai cunoștințe. Și nu știu dacă ăsta este, poate ăsta ar fi scopul, ci nu de a câștiga eu. Fiindcă eu spuneam, fiecare are culoarul lui. Cât aleargă de tare și aia înseamnă cu câte proiecte vine și cât de credibil este în fața alegătorului. Depinde și de electorat. Că... În fața alegătorului, dar electoratului îi place atâta timp cât pe Facebook vezi numai circ. Da, se pare că șefii de campanie de la fiecare formațiune politică spune, domnule, dacă îi place circul, hai să-i dăm circ. Dacă piața cere șosete, nu... Dar cred că nu vom ajunge, să ne facem bine dacă mergem pe această mentalitate. Haideți să fim opuși. Chiar dacă populația vrea circ, să nu-i dăm ocazia să aveți. Dar toți, nu numai unul sau doi, toți politicienii care suntem în diferite curse, la locale, la parlamentare, la europarlamentare, să nu le mai dăm ocazia sau noi să începem să ne jignim adversarul, să-i găsim toate mizerile, fiindcă viața asta este așa cum este. Ai și gropi în viața ta, te duci și pe un teren neted, unii care calcă în străchin, cum se spune, unii evită după aceea, se corectează. Altul chiar le place și atunci caută cât mai multe.
Dacă pot să-și leagă și niște zădărele de coadă. Eu speram de la noi, de la cetățeni, că informația de care dispunem la ora asta să ne facă mai înțelepți și să nu facem numai în așa fel încât parcă îl văd intenționat face, băi, am tras-o, să vedem cum se simte. Și eu de multe ori le spuneam, bă, dacă tu dormi bine la noapte, că m-ai jignit pe mine, n-are importanță cum mă cheamă pe mine. Pe mine și prin mine, familia mea, mă gândesc, tu nu ai familie, tu crezi că astăzi sunt politician, mâine poate nu mai sunt. Și-ar, cum te-ai simțit tu dacă aș inventa tot felul de aberații și să-ți dau în tine că, zicem că e liber expresia. Bun, acum, de exprimare. Diferența dintre libertatea de exprimare și lipsa de bun simț este una doar atât. Eu aș vrea să merg un pic mai departe și să plusez cu o întrebare, având în vedere că este unul dintre cei mai longevivi în viața politică, politicienii județului Hunedoara, și o să vă întreb, domnule Moroz, ați cunoscut mulți primari de-a lungul carierei noastre politice și chiar și acum. Vă pun într-o situație ciudată. Cum vi se pare calitatea primarilor din județul Hunedoara, la modul general vorbind? Eu nu sunt nici analist politic, nici politic, acum, sociolog, frumos. Nici nu sunteți, dar puteți avea o părere. Psiholog, sunt un profesor de matematică și cred eu că respectiva comunitate, indiferent că este mare sau mică, își formează o părere despre cel care îl conduce, adică despre primar și colectivul pe care îl are de consilieri. Dacă îl alege un mandat, două, trei, patru, înseamnă că acea colectivitate are o părere bună și mulțumit de rezultatele care le-a dat el ca și primar. Să vin eu acum să spun despre primarul X care are patru mandate că, domnule, că e așa. Nici nu o fac. Sigur, ca om, fiecare avem între noi impresii unul despre celălalt. Că le ținem aici, că le dăm drumul pe goarnă. Dar eu nu o să fac chestia asta, fiindcă cred că cu 97% din actualii primari am conlucrat cu ei. În acest timp, atât eu cât și ei și-au făcut păreri unii despre alții. Nu știu dacă cineva spune despre mine că ești într-un fel sau altul, cum nici eu n-am făcut și am respectat doleanța oamenilor de acolo. Adică l-au vrut din nou primar. Reformuleze întrebarea. Are fiecare comunitate conducătorul pe care îl merită și mai mult decât atât care îl reprezintă? Categoric da, din punctul ăsta de vedere. Categoric da. Fiindcă altfel nu și l-ar alege. Altfel nu și l-ar alege. Sigur că sunt comunități care nu se prezintă la vot și un primar de oraș, să zic, câștigă, deși are 20.000 de alegători, câștigă cu 2.000 de voturi. De voturi. Deci chiar am luat-o aleator și nu există o chestie, realitate. Nu e vina mea, nici a noastră, ci a celor care nu se duc la vot, fiindcă după, noi facem următorul lucru, nu mergem la vot, dar după ce i-a ales primarul, începem să comentăm. Păi, o zi, la 4 ani, să-ți alegi pe cel care vrei să te conducă alți 4 ani,
nu te poți sacrifica. Nu, că nici măcar nu te conduce pe tine, face și el acolo câte ceva în comunitatea aia. Acum asta nu, este ideea, ăla da? Nu înseamnă că dacă ești primar conduc familia Xulescu. Bun, unii își imaginează lucrul ăsta, dar mă rog, asta e partea a doua. Își imaginează altceva, că primarul trebuie să vină să-i curețe șanțul din fața casei. Eu mereu le spuneam și o spun și acum, când eram copil, tata îmi spunea, aveam o sarcină, mi-a dat o dată și nu mai trebuie bun, să... Bun, unii și imaginează lucrul ăsta, dar sunt cazuri în care uneori primarul chiar o face din dorința de a-și păstra legătorii. Eu nu cred. Aici, poate că lucrând pe tărâmuri diferite, eu, chiar dacă am finanțat și finanțez, să zic așa, mass media, fac parte tocmai, totuși din tagma politicienilor, părerea mea este alta. Eu cred că cel care e ales primar și face acest lucru, o face nu din dorință. Bun, spuneam că campania electorală o faci din a doua zi. Și campania electorală cum îți faci? Curățind șanțurile, nu tu, serviciul care l-ai, făcând drumuri, extinzând apă, infrastructură, și așa, investiții și așa mai departe. Deci ca să fii primar și să nu faci în ultima săptămână cum... Noi avem obicei. Da, am trecut acum prin județul ăsta și văd... Toată lumea lucrează. Toată lumea lucrează. Eu spuneam când am fost ales președinte că voi ara județul și am început de a doua zi să ar. În ce sens să ar? Am introdus apă, am introdus canal, am făcut drumuri cu banii mulți care, sau puțini care am avut până când au început să vină fondurile europene, când atunci am lucrat masiv și la apă și la infrastructură de apă și canal și la infrastructură rutieră și nu numai, deponeu ecologic, parc industrial, centru de afaceri de la Simera, toate făcute pe fonduri europene, altfel n-aș fi avut și Consiliul Județean n-are posibilitatea să facă, acest lucru. Deci, acum, 4 ani m-am dus prin județul ăsta, m-am plimbat, aproape că am dat în aceleași gropi pe care le-am lăsat, n-am găsit nimic, am înțeles că și... Masterplanul care trebuia să respectat cu infrastructura de apă are o întârziere de vreo 3 ani de zile, dacă nu mai bine. Nu știu cine este de vină, dar categoric cineva este, fiindcă erau fonduri europene și trebuiau atrase, că altfel bănuiesc că le pierdem. Dar primarul trebuie să fie activ din a doua zi de când e ales primar până în ziua mandatului, ziua alegerilor viitoare. Că dacă faci numai acum la final, mereu îmi spuneau, ia uitați-vă, 4 ani de zile nu ne-a trecut, acum ne acoperă groapa sau ne face ieșire la drum. Da. E o greșeală, unii nu. Unii sunt conștienți. Poate că de aceea eu și-a ales societatea atâta timp. Alții, îmi spunea unul dintre primari, zice, eu vopsesc bordurile și toaletez pomii și câștig alegerile. Asta e. Fiecare comunitate are conducătorul pe care îl merită și care îl reprezintă. Revenind la emisiunea noastră și la președintele Consiliului Județean, trebuie să vă spun că am ajuns la final și să vă întreb ca... pe final. Domnule, care este pe final nu pot să care este mesajul nostru pentru alegători, dar dacă vreți să mai completați ceva, nu pot să închei fără să reamintesc că ALDE-le, dacă este un partid mic, are niște oameni de valoare în componența lui, tineri, începând de la 20 și ceva de ani. Deci suntem o echipă care suntem destul de omogenă, chiar dacă unii sunt tineri și alții de vârsta a doua sau chiar mai în vârstă. Mă bucur nespus de mult
mă bucur de nespus de mult că cel puțin în ALDE au intrat tineri care n-au mai făcut politică, au intrat oameni de vârsta a doua care n-au mai făcut politică, au intrat bărbați și femei, uitându-mă în CV-ul și stând de vorbă cu foarte mulți dintre ei, mi-am dat seama că la locul de muncă sunt profesioniști și dacă vom ajunge la conducerea unei administrații publice, indiferent că e județ sau orice altă localitate din județul Hunedoara, avem o echipă care te poți baza pe ea, chiar dacă unii dintre ei n-ajung consilieri. Dar făcând parte din echipa ta, pot să vină cu sfaturi, cu idei, cu soluții. Una dintre cele mai puternice echipe de tineri și au dat dovadă la vârsta lor că sunt și buni manageri în firmele care, că sunt firmele care le conduc, că sunt performanți, este cea de la Deva, cu candidatul Clej Emanuel la funcția de primar, care poate zice, da, domnule, că ești, face parte din partidul pe care îl conduci. Așa este. Dar mi se pare cel mai complex proiect de guvernare locală pe o perioadă medie sau de 4 ani sau unele se întind și peste următorii 4 ani. Deci eu invit pe alegătorii să au avut oferte suficiente din toate punctele de vedere și la primari și la președinți de consilii județene să analizeze bine, fiindcă 4 ani de zile, indiferent ce vârstă ai, nu trebuie irosit. De aceea cred eu că echipa ALDE este cea mai performantă din ceea ce am văzut și nu ezitați să puneți votul pe noi. La județ suntem pe poziția 3, la Deva, și acum nu le mai au pe toate, că, dar căutați ALDE, adică acel cerculeț cu o pasăre cu aripi în zbor, este simbolul partidului nostru. Vă mulțumesc anticipat. Și eu nu vin cu chestia asta, nu vă voi dezamăgi, fiindcă mi se pare o banală expresie, nu vă voi dezamăgi. Voi încerca ca atâta timp cât sunt acolo unde dumneavoastră m-ați trimis, consilier sau președinte de consiliu, sau primar, sau consilier la localitate, indiferent cât de mare, cât de mică, să-mi fac datoria și să înțeleg menirea unui edil sau unui consilier. Vă mulțumesc și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră vă orientați pentru partid, pentru un partid ALDE. Nu este un partid mare. Și mai ne spun unul, domnule, nu vreau pe Tăricianu. Dar nu-l alegi pe Tăricianu. N-ai treabă cu Tăricianu. E problema bucureștenilor ce face cu Tăricianu. Aici alegi oamenii de lângă tine, pe care s-au prezentat, pe care îi cunoști și în ei se pun speranța. Domnule Mălăuț, vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă doresc sincer succes în alegeri. Mulțumesc mult. La fel și dumneavoastră, multe emisiuni atractive care cred că le-ați făcut și până acum, uitându-mă după vizualizările obținute de... Asta doar în mediul online. Da. Da, în online. Am înțeles. Să ne vedem sănătoși și după alegeri. Să dea Dumnezeu. Stimați respectați. Sănătate care le doresc asta tuturor și îi îndemn să meargă la vot, fiindcă dacă nu mergem la vot, n-am rezolvat nimic, decât rămânem să înjurăm după aceea, dar e târziu. Stimați respectatori, Mircea Ioan Moloț, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, aflat în același timp și pe lista de consilieri județeni ALDE pentru CJ Hunedoara. Poziția 3. Poziția 3.
Sunt Adrian Simonu, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare alături de noi, numai bine!